Tragedie la centrala nucleară de la Cernavodă. Un bărbat de 47 de ani a murit după ce o placă uriașă din plumb, care protejează peretele reactorului 1, a căzut peste el. Muncitorul făcea parte dintr-o echipă care lucra la demontarea unui perete al protecției biologice a reactorului, iar accidentul s-a produs puțin înainte de ora 12. Peretele reactorului este protejat cu plăci din plumb. Se pare că o asemenea placă uriașă și grea a căzut în capul bărbatului și l-a omorât pe loc. Din păcate, deși serviciul de ambulanță a ajuns la fața locului timp rapid, nu s-a mai putut face nimic, la CNE Cernavodă a avut loc un accident în urma căruia un coleg a decedat. Colegul nostru face parte din personalul contractor al centralei. La fața locului a fost trimis un inspector ITM care investigează accidentul de muncă. Societatea Națională Nuclear Electrică ASA a informat autoritățile conform cerințelor legale și urmează ca autoritățile să efectueze investigațiile aferente pentru a afla cauzele și circumstanțele care au condus la accident. Societatea Națională Nuclear Electrică ASA prezintă condoleanțe familiei și regretă profund acest accident. Nuclear electrica operează cele două reactoare nucleare ale centralei de la Cernavodă, care produc în total aproximativ 20% din electricitatea țării. Unitatea 1 a centralei nucleare Electrice de la Cernavodă este oprită din 20 iunie, când a intrat în revizie tehnică.